Salut! Sunt Ana Gherciu de la Moldova.org și aici îți povestesc despre unul dintre cei trei piloni ai jurnalismului constructiv și probabil unul dintre preferatele mele, dialogul. Kodjo îndeamnă la o conversație calmă, alimentată de curiozitate despre problemele care preocupă comunitatea. La această discuție sunt invitați atât reprezentanții persoanelor cu putere de decizie, cât și membri ai comunității. S-ar putea să crezi că regula celor trei surse acoperă acest dialog, dar din păcate nu o prea face. Deseori, noi, jurnaliștii, tindem să intervievăm cam aceiași oameni sau persoane care mai degrabă confirmă teoria cu care am pornit de acasă. O să-ți dau acum unul dintre exemplele mele preferate de jurnalism constructiv. Te invit într-o călătorie peste ocean, pe coasta de vest a unei insule hawaiene. Știrile despre localitățile din acea regiune spuneau toate cam același lucru. Oameni fără adăpost, incendii, mizerie, criminalitate. Lucrurile s-au schimbat când o jurnalistă de la Civil Beat din Honolulu, capitala statului Hawaii, a văzut o postare pe Facebook unde o localnică invita doritorii să participe la curățarea de deșeuri a unui sit istoric aflat pe litoral. Peste 200 de persoane au dat curs acestei invitații. Nici o instituție media nu a scris despre această inițiativă și niciunul dintre voluntari nu a fost uimit de acest fapt. Totuși, jurnaliștii de la Civil Beat au înțeles că le scapă ceva. Au identificat oamenii activi din acea regiune și au organizat 10 de ședințe online și offline cu aceștia. Ei le numesc cercuri ale ascultării. Acolo li s-a confirmat că oamenii nu se simt deloc reprezentați în presă și că negativismul cu care se vorbește despre regiunea lor nu descrie loial ce se întâmplă acolo. Ce au făcut jurnaliștii de la Civil Beat a fost să creeze un spațiu sigur și să faciliteze o discuție calmă despre nevoile comunității de pe coasta de vest a insulei hawaiene. Frumos, nu? Tot de ce avem nevoie pentru ca o discuție de acest gen să se întâmple este să fim curioși și gata să ascultăm.